Clasificarea chisturilor renale și în funcție de această clasificare pacientul este supus sau nu unei intervenții chirurgicale. Aici nu este un chis renal, este vorba de o nefrectomie, o nefrectomie complexă, pentru că, după cum vedeți, există o arteră și două vene, lucru destul de frecvent, și complexitatea cazului rezidă în faptul că această hemostază la nivelul acestor vase, adică al arterelor și al venelor renale, trebuie făcută cu mare atenție, cu mare precizie, pentru că orice lucru care faci, orice lucru greșit aici, înseamnă că vei avea de-a face cu o sângerare extrem de abundentă, o sângerare care trebuie rezolvată în 3 minute, dacă nu lucrurile sunt catastrofale. Consecutiv, ar fi extragerea unui rinichi. Da, e vorba de o nefrectomie pe cale laparoscopică. Rinichi afectat fie de cancer? Fie de cancer, fie de boli care duc la distrugerea capacității funcționale a rinichiului. Aici este vorba de o pacientă cu neoplanz renal. Se extrage rinichiul afectat. Rinichiul întâi se face o disecție a pedicului, rinichiul este eliberat din vasele sunt secționate, artera și vena sau arterele și venele, depinde câte sunt. Urmând ca apoi rinichiul este disecat de jur împrejur, se introduce un sac special în interior în care rinichiul este introdus. Urmând ca acest sac să fie extras odată cu rinichiul, bineînțeles, printr-o incizie de 3-4 cm care se face în regiunea iliacă de partea operației. Multă vreme chirurgia laparoscopică oncologică a fost ținută pe loc de faptul că nu am avut posibilitatea de a efectua hemostază corectă, ceea ce vedeți aici, acele bucăți de plastic albe, se numesc clipuri, și acele clipuri au fost un pas foarte mare înainte, pentru că cu ajutorul lor se poate face o hemostază perfectă a pedicului renal, fără probleme legate de sângerare. Și existența lor ne-a permis să extindem foarte mult indicațiile de nefrectomie pe care le avem pentru pacienții noștri. Iată, se vede cum practic tăiați, da? Dar și s-au pus clipurile, au fost puse pentru exact chirurgia practic să face exsangă fără pierdere de sânge. Într-o astfel de intervenție, dacă lucrurile merg bine, și 99% din cazuri merg bine, pierderea de sânge este de 30-40 cm cubi, adică în total nesemnificativă. Ceea ce este foarte bine pentru pacient, da? Nu pierde sânge, da. Se recuperează foarte ușor și foarte repede și bănuiesc că se evită și o serie de posibile complicații ce ar putea apărea în alte condiții. Am înțeles. Sigur că nu este orice act chirurgical presupune niște riscuri și aici pot să existe complicații. Și noi am avut complicații, e vorba de o curbă de învățare, toată lumea are la început, atunci când începe să facă o astfel de metodă. Există complicații posibile, sigur că important e. Ce complicații? Există complicații, în primul rând, legate de acces, de crearea pneumoperitoneului. Depinde cum îl creezi, dacă el se creează printr-o mini-laparotomie, complicațiile sunt mai rare. Dacă se corează cu un act special care se numește acul Vereș, atunci pot să apare complicații. Acestea țin de posibilitatea de puncție a unui organ cavitar, cum este intestinul subțire sau intestinul gros, posibilitatea de puncție a unei vas mare sau posibilitatea de puncție a unui organ cavitar, cum este ficatul sau spina. Există complicații legate de intervenția în sine. În ceea ce privește chirurgia rinichiului, acestea sunt complicații date de hemostaza imperfectă, care sunt dramatice și de asta trebuie să știi să le rezolvi. Și a ști să le rezolvi înseamnă să ai experiența unui chirurg care a operat deschis astfel de cazuri. Există de asemenea complicații legate de durata operației, există complicații legate de statusul pacientului. Destinderea cavității abdominale, cavității peritoneale, se face folosind bioxid de carbon. Bioxid de carbon este un gaz care se absorbe în circulație la pacienții care au capacitate pulmonară normală. Nu e nicio problemă, însă la cei care respiră cu dificultate, care au ceea ce se numește bronhopneumopatie cronică obstructivă, acest bioxid de carbon se acumulează, dă ceea ce noi denumim hipercarbie, care necontrolată poate să aibă consecințe grave. Deci, atât că pacientul trebuie să se afle într-o anumită
stare de sănătate, adică să aibă o condiție absolut bună, sigur că care să permită astfel de intervenție. Există contraindicații pentru chirurgia laparoscopică. Discutăm imediat și despre contraindicații, dar vreau să comentăm.